Salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un episod din Infestation the New Z. Deci, despre acest joc, ce putem spune? Există câteva moduri normale de joc, acesta fiind Survival, care este modul cel mai greu. Ești un supraviețuitor într-o apocalipsă zombie, trebuie să găsești mâncare, trebuie să găsești apă, trebuie să găsești echipamente cu care poți supraviețui. Battle Royale e un fel de PUBG sau Fortnite. Te dă aleatoriu, îți iei echipamente, îi cauți pe ceilalți, îi omori, mai găsești și zombie. Asta e singurul lucru în plus care l-are. Open world-ul e pur și simplu, e un fel de explorare. Ai tot ce vrei, arme, unelte, mâncare, tot. Deci aici avem mai multe lucruri. Echipamente aici, reduceri. Îi dăm play. Aici arată servere oficiale, PvP în caz că vreți să vă bateți cu alții, warm-up, numai de încălzire. Premium servers, asta doar dacă donați bani și cred că nimeni nu vrea să doneze. Și private, care sunt preferatele mele, sunt ca și open world-urile. Pur și simplu ai tot ce vrei la îndemână. Zombie, o grămadă, XP și aici este PvE. Adică te bazi numai cu zombie. Nu o să fie alți player care o să te omoare să-ți fure echipamentul, cum este în Survival. În Survival te-a omorât, ți-a luat echipamentul și cam asta e. Da, Double CD. Însă e pentru bănuți, deci doar dacă donezi bănuți. În rest, nu e cine știe ce event. Mai sunt câteva eventuri de Crăciun în care găsești cadouri și în cadouri găsești skin-uri, mai găsești skin-uri pe jos și skin-urile care le găsești pe jos nu sunt neapărat din eventuri. Aici, din câte am observat la eventul acesta de Paști, sunt zombii care vin cu măști de iepurași. După ce îi omori, îi dau ca și drop masca respectivă, care poți să o iei să o echipezi. Da. O să fie un iepure mare și roz care fuge cu armele în mână. Trebuie să așteptăm. Jocul e destul de măricel. E gratis pe Steam. Deci e free. Și are mai multe moduri, după cum ați văzut. Nu e chiar cel mai bine optimizat joc, dar fiind gratis, nu putem să ne așteptăm la imens de multe lucruri de la el. Bun. Mă trebuie să așteptăm puțin. Generează lumea, armele și zombii. Și asta durează cam câteva secunde. Da. Da, perfect. Zombiul acesta are urechiușe. Și uite unul cu capul roz. Perfect. Deci graficile nu sunt foarte rele. Sunt ok. MRE. Rezerve militare de mâncare. Așa. Deci aici sunt mai multe lucruri. Painkillers care vă pot face viața. Mai sunt antibiotice, arme găsiți peste tot. Sunt baze militare. Și zombii diferă. Sunt runners, slowers, tanks și mai super zombie, alien zombie. Ăștia sunt mai rar, dar rup. Și acelea cutiuțele care le vedeți sus sunt niște seife în care puteți să echipați, să dezechipați ce aveți acum la dumneavoastră și să puneți pe, să puneți în inventar. Bun. Deci, a murit zombiul direct. O mască de iepuraș, bandaje, grenadă și căpuțâna de iepuraș. Da, văd că mai e cineva în zonă.
Pare rău, domnul, nu ne facem prieteni, nu mă interesează. Eu am venit aici doar să caut mâncare și să trăim. Da, după cum vedeți, găsiți peste tot. Se găsesc peste tot echipamente și lucruri necesare. Trebuie doar căutat. Apa. Și văd că își fac și reclamă. Fake news. Văd că aici nu-i nimic. S-ar putea să fi curățat domnul ăsta toată zona. Și acum bine mergem aici în stânga. Da, sigur a curățat. O luăm aici. Uite aici o intrare. Perfect, perfect, perfect. Macetă n-avem nevoie. Da, cea mai puternică armă este asta. Brotherhood. O să arătăm glorios. Așa. Perfect. Ia să vedem. Tu ai glanțe? Desert Eagle. Bun, bun. Ia să vedem. Ba? Ai avut și prieten cu tine, nu? Aici trebuie să fii foarte atent și să cauți chiar peste tot, pentru că sunt șanse incredibil de mari să găsești skin-uri, mai ales în zonele în care sunt blocuri. Numai că mai sunt skin hunterii care stau pur și simplu în zonele astea, așteaptă să se spawneze skin-ul și cam atâta. Nu fac ei mare lucru. Bun. Văd că frumosul ăla vine la mine. Și mamă cât sunt afară. Ah, perfect. Să mergem să mai căutăm. Te aud, frumosule, te aud. N-am timp de tine. Trebuie să mergem în zona aceea cu mulți zombici. Zombicis. Să vedem de echipamente și alte lucruri esențiale supraviețuirii. Și sperăm că nu dăm de un super zombie. Am văzut ceva aici. Da. Blocadă. Bun, bun. Să vedem. Are etaje? Are etaje. Oh. Da. Deci arbaleta este cea mai rară armă în jocul ăsta. Și muniția la ea e foarte greu de găsit. Bolturile acelea se găsesc incredibil de greu. Bine, dacă ești genul de persoană care stă toată ziua și se joacă, faci echipament, n-ai nicio treabă. Asta, tot ce trebuie să faci e să strângi un pic de bănuți în joc ca să poți să îți cumperi un save din acela. Nu trebuie să donezi bani, nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu omori zombie, câștigi bănuți și cam asta e povestea. Nu trebuie să stai să te chinui sau să donezi bani. Bine, asta dacă vrei, neapărat. Jocul nu e pay to win. Aici ce poți să găsești? Poți să găsești și skin-urile care sunt de cumpărat. Se găsesc mai greu, dar nu e imposibil. Ok. Parcă aici era zona cu acei mulți zombie. Rămânem fără glanțe în echipament, da. Ok. Apa. Da, văd că mai sunt care
se luptă cu apocalipsa. Hai să ne uităm aici. Și pe aici ar trebui să găsim echipamente. A, da, săgețica aceea verde care e acolo indică unde ți este safe-ul. Văd că-s doar pălării. Ia să vedem. Opa. Te luăm? A, nu te-am luat. În schimb, vine altul la mine. E ok. Mai avem arme. Așa. Ia să vedem pe tine iepurile, te luăm? Ups. Te-am luat. Iepurile te-am luat, ia uite. Doi. Hai, unde ești, mă? Unde ești? Aha. Orice pe scări mai aproape de mine. Nesimțitule. Săraci. Bun. Continuăm căutarea. Ceea ce vreau să găsesc în momentul de față ar fi centru militar. De acolo, din câte am auzit, sunt foarte multe arme. Am mai fost o dată sau de două ori, dar ok. Dar nu mai țin minte exact zona, că harta nu-ți indică mai nimic. Doar marele orașe. Și nici nu poți da zoom pe hartă să poți analiza tot. Perfect. Macetă nu ne trebuie. Văd că e un safe aici. Calditis. Sunt niște bandaje. Nu la fel de eficiente ca și bandajele normale, dar sunt destul de bune. Ia să vedem aici. Ceva bun, ceva bun. Honey Badger. E ok, e silențios. Da, antibiotice întotdeauna. Right shield. Da, să vedem. Nu prea folosesc tech-ul, dar e ok. Desert Eagle. Bandaj întotdeauna. N-am nevoie de binoclu. Se văd zombie și așa foarte clar. Oh, backpack is full. Mai scăpăm, mai scăpăm din ele. Hai să vedem. Mâncăm asta. Dăm un pic de suculeț. Și ne-am făcut loc în backpack. Anaconda. Super fain pistolul ăsta. Păcat că are doar 6 gloanțe. Și rezervele se găsesc destul de greu. Bizon. Să vedem dacă găsim ceva arme mai valoroase. Te aud, te aud. Ești aici înăuntru, tiristule? Că sunteți pe aici, pe undeva? Nu. Dar te văd pe tine. Ok. Cam rezici, domnule. De la un Desert Eagle, nu cred că o să reziști așa. Anaconda rounds. Gloanțe pentru Anaconda, da. N-am trebuie. Avem nevoie de arme mai bune. Bisonul. Ok, pistol laser nu e nevoie.
Vă aud, dar nu vă văd. Continuăm. Să vedem ce mai avem de mâncat ca să luăm altceva. Așa trebuie să mai luăm o armă. Tot bizon să fie. Și mergem direct la căsăpit. Bun. Deci aici, zonele astea de obicei sunt zonele de market. Aici găsești cea mai multă mâncare. Mai găsești și arme, echipamente, dar în general mai multă mâncare. Și cred că acum e ora de skin hunters. Da. A, da. Aici, în caz că cineva încearcă să folosească hack, nu este ca pe cealaltă jocuri. Aici direct îți închide contul de Steam. Deci îți banează contul din jocul Infestation UZ, după care nu te aștepta să nu ți se baneze contul de Steam. Pentru că odată încărcate regulile, se cam tot repetă. Lasă să se gândesc ei. Mâncarea e o grămadă, zombii mai puțin. Așa. Slash mask, astea sunt măștile mele preferate. Trebuie să renunțăm la ceva. Clown mask. Easter Bunny. Nici nu știu de ce v-am luat. Nu vă păstreze pe voi. De fapt, păstrez câte una din fiecare. Mergem așa. Bun. Câte una ajunge. Un măr pe zi ține doctorul de departe. Sună foarte ciudat în română. E ok, bun. Ah, da. Și astea sunt zonele de obicei în care se spawnează super zombiu. Da, l-am văzut. Și cred că vine. Da, acela e super zombiu. Da. Auci, auci, auci. Deci ăsta ucis dă o grămadă de iteme. Numai că toate glanțele trebuie să le tragi în piept. Și moare destul de greu. Și dacă nu moare, s-ar putea să murim noi.
Ok. Ti poziționez bine? Nu-l afectează nimic momentan. Perfect. Da. Deci nu ne interesează casca, ce ne dă. O quizmo, imitarul. O grămadă de Slayer Og. Și o grămadă de cartuși. Bine, dă XP relativ bun. Dar nu e cine știe ce. Mai ales că tu consumi o grămadă de arme. Bine, armele ți le dă înapoi când moare. Sunt arme mai bune, dar nu se merită decât dacă ești pentru XP. Na, cam atât a fost pentru astăzi. Mă bucur că ați vizionat acest video. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un like, subscribe dacă vreți și puteți să dați dislike în caz că nu v-a plăcut. E decizia voastră. Și ne auzim data viitoare. Numai bine!